Atenție șoferi, conducătorii auto care circulă fără rovinetă pe drumurile din România ar putea plăti amenzi duble. Proiectul inițiat de guvern, ce prevede sancțiuni mai aspre pentru lipsa rovinietei, a fost deja adoptat de Senat. Ieri proiectul a fost adoptat de Senat cu aproape 100 de voturi pentru și 15 împotrivă. Astfel, șoferii trebuie să fie mult mai atenți și să verifice valabilitatea rovinietei înainte să plece la drum. Amenzile pentru autoturisme vor fi cuprinse între 275 și 550 de lei, iar dacă vorbim de vehiculele de transport persoane, amenziile pornesc de la 3100 de lei și pot ajunge până la 11. 10.000 de lei, în funcție de numărul de locuri. De asemenea, amenzii mari sunt și pentru vehiculele de transport marfă. Pentru vehiculele de până la 3,5 tone, amenziile pornesc de la 950 de lei și pot ajunge până la 23.800 de lei, în funcție de masa totală admisibilă tehnic. Proiectul a fost transmis Camerei Deputaților, for decizional în acest caz.